E, hai să vezi mai bine pe cine surprindem noi aici. Dă-mi așa un detaliu, un indiciu înainte. Mm, e o persoană... foarte importantă din viața mea. Așa, e soțul tău. Nu. Nu că nu e important este, sau nu că nu este important și el, dar mai important ca el. E fata ta. Nu, păi fata mea n-are ce să caute acum la salon. Este foarte mică. Dar e cineva tot cu tonciu în față, nu? Da, tot cu tonciu, da. Hai să vedem. Hai să-ți o prezint pe mama mea, care să știi că stă toată ziua numai prin salon. Sărămâna, doamnă, ce faceți? Bună ziua, bună ziua, dar ce faceți pe aici? Ce faci, domnișoară? Mă urmăresc. Misiune destul de grea în această după-amiază. Da, doamna dorește o schimbare de look, pentru că vrea să plece prin anumite țări și vrea o schimbare de look să se simtă bine. Ce-i recomandați la experiența dumneavoastră? I-am recomandat o șuviță. Și apoi o culoare mai deschisă decât a avut dumneai. Sunt o femeie foarte obosită, pentru că Andreea mi-a dat foarte mult de lucru săptămâna aceasta. Eu mă pregătesc de plecare, iar ea îmi va ține locul, ca de obicei de câte ori plec eu, când eu îmi place foarte mult să călătoresc, și ea va munci în locul meu. M-a chinuit săptămâna aceasta și o să o chinui și eu cam 15 zile, o să aibă mult, mult de muncă. Pe unde plecați, doamnă? De data asta plec în Miami câteva zile, de acolo voi pleca în Alaska. Cine mergeți dacă nu sunt indiscret? Sunt și eu curios, că aș vrea și eu să am prieteni de ăștia cu care să plec așa în Miami și în Alaska. Mi-ar face mare plăcere să merg cu soțul meu, dar din păcate lui nu-i plac călătoriile și am o prietenă de suflet care plecăm de 3 ori pe an, așa ca fetele, noi două. Da, și ne răsfățăm croaziere, cele mai frumoase vacanțe, recomand cu drag. Cheltuiți așa în medie pe o vacanță? Uite, de exemplu, am stat în luna octombrie, o lună de zile, în vacanță și m-a costat 2160 de euro. Vi se pare mult? Tot cu mâncat, cu cazat, cu... Cu tot cu mâncat, cu cazat, cu spectacole, cu băutură, cu show-uri, cu... Dar fără shopping, fără shopping. Nu, doar cazare. No. Shopping-ul la urmă. Andreea a fost, cred că, cel mai bun copil care l-am eu. Nu zic că Lorena n-ar fi, dar Lorena nu mă ajută cu nimic. Ea este pe alt domeniu, ea este tot timpul citește, învață, are alte preocupări. Pe când Andreea, săraca, fiind singur atunci, era nevoie de ea și tot timpul o chinuiam lând-o lângă mine să muncească alături de mine. Ce-i spune că învățai de la mama ta? Că văd că ți-a oferit o educație puternică. Am învățat foarte multe lucruri de la mama mea. În primul rând să fiu foarte cuminte, să fiu foarte respectoasă. Și îți dai seama, stând de mică la florărie, am socializat cu lumea și uite, de aia sunt foarte sociabilă și îmi place să mă împrietenez foarte repede. Ce părere aveți așa de căsnicia, Andrei? Că știți cum e, să mai ceartă, să mai împacă. Lumea e curioasă așa din exterior să știe ce se întâmplă. Măi, sinceră să fiu, ei au stat la mine cam un an jumătate. Și stând la mine, eu cum sunt așa, să fie totul perfect și totul aproape ca mine, n-aveau voie să comenteze nici el, nici ea. Și atunci erau discuții între ei, că știți cum sunt soacrele. Așa. Și acum de când s-au mutat singuri, sunt foarte ok, sunt foarte liniștiți, foarte, foarte, îi văd foarte, foarte bine, nu știu... Cred că distanța și singurătatea asta lor, ei singuri, sunt foarte bine. Nu mă certam cu el decât îi reproșam lucruri. Adică, Daniel, te rog, pantofii trebuie să stea numai în dulap, nu-mi place să stea pantofii la ușă. Daniel, ai grijă, când cobori să mergi la bucătărie, te rog, încet, că eu dorm și eu mă trezesc dimineață, deci chestii de-astea și... Și nu zicea, știi, aoleu, nu mai pot cu mama ta. Nu, nu. Dar tot mai bine e să stăm singuri. Băieți, așa fac cu soacrele lor, de-aia zic. Tot mai bine e să stăm singuri, acum suntem foarte ok. Bine, și înainte am fost. Și ce crezi, m-am mutat vis-a-vis de mama ca să fie aproape cu fata. Să mai certau că, ci că nu prea o lăsa cu televiziunea pe Andreea. Ce ziceți? În show-ul noastră, ce ziceți? Vă spun eu secretul. Deci erau niște certuri fantastice când se ducea Andreea la televizor. Eram și eu cu gura, Andreea cu gura și ziceam, măi băiatule, bagă-ți mințile în cap că nu se duce nicăieri decât la un singur televizor, zic, ce înseamnă asta? Ești cam gelos, să înțelegem. Foarte gelos, văd că și-a revenit. Mai vedeți așa cu încă un copil pe Andreea?
Sinceră să fiu, nu. Pentru că nu-și dorește și dacă ea nu-și dorește, nici eu nu mi-am dorit. Deci între ea și fiica mea sunt 14 ani. Deci vă spun, îmi seamănă total. După 14 ani poate vă mai face și ea un copil, adică pe la vreo 60.